menționat prin minunata presă locală suceveană. Ați tratat Ziua Culturii la noi în Suceava, în urba noastră dragă. Bun, acum, oricum, evenimentele organizate în condițiile pandemice sunt mult reduse numeric, dar nici înainte nu erau niște chestii formidabile, se depuneau niște coroane de flori care bănuiesc că au fost depuse și acum și se făcea câte un mic spectacol în care cine este iubitor de Eminescu nu trebuie neapărat să se ducă la un spectacol unde vine unul sau altul să recite câte ceva. Începem cu principalele titluri ale acestei dimineți și din monitorul de Suceava, pagina 3, aflăm că sculptorul sucevean Ion Mândrescu este oficial cetățean de onoare al județului Suceava. Ion Mândrescu este unul dintre cei mai importanți sculptori români contemporani, el născându-se în anul 1954 la Mihoveni, comuna Șcheia. Sculptorul Ion Mândrescu a primit titlul de cetățean de onoare al județului Suceava în cadrul unei ceremonii restrânse care a avut loc sâmbătă de Ziua Culturii Naționale. Evenimentul a fost organizat de Muzeul Național al Bucovinei în prezența sculptorului, a vicepreședintelui Consiliului Județean Suceava Nicolae Barbă, prefectul Alexandru Moldovan și directorului muzeului Emil Constantin Ursu. Acesta a precizat, Nicolae Barba, adică, că titlul de cetățean de onoare al județului Suceava, maestrului Ion Mândrescu, pentru contribuția adusă la dezvoltarea mediului artistic și cultural și la promovarea imaginii județului Suceava prin recunoașterea activității sale pe plan național și internațional. Ion Mândrescu este unul dintre cei mai importanti sculptori români contemporani. S-a născut în 1954 la Mihoveni, comuna Șcheia. El, urmând cursurile Liceului de Muzică și Arte Plastice din Botoșani și Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București. În 1979 a obținut premiul revistei Amfiteatru pentru Reliefful Conflict. În 1986 a sculptat bustul lui Mihai Eminescu, care în 1990 a fost transpus în bronz în trei exemplare, unul dintre ele expus în Caracas, altul la Chișinău și al treilea la Mănăstirea Sucevița. De mai multe informații despre activitatea sculptorului și nu numai despre expoziția care le-a susținut de-a lungul timpului, le aflați în acest articol din pagina 3. Mergem mai departe la cotidianul independent Crainou și din acesta aflăm despre o întâmplare care a zguduit oarecum județul Suceava. Este vorba de o educatoare de la o grădiniță din Bosanci care a fost arestată preventiv pentru că ar fi agresat sexual trei fetițe cu vârstă de 4 și 6 ani. O educatoare în vârstă de 51 de ani de la o grădiniță din Bosanci a fost arestată preventiv pentru agresiuni sexuale asupra trei fetițe cu vârste de 4 și 6 ani pe care le avea în grijă. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, polițiștii au continuat cercetările într-un dosar complex deschis în luna decembrie anului trecut, fiind administrat material probator și efectuate două percheziții domiciliare. Cazul a fost înregistrat în data de 6 decembrie, când o femeie de 51 de ani din județul Suceava, educatoare la o grădiniță din Bosanci, a sesizat că autoturismul său parcat în fața blocului a fost incendiat. Polițiștii au identificat în cursul zilei de 17 decembrie autorul incendierii, care a fost și reținut pentru 24 de ore, ulterior arestat. Însă, din cercetările efectuate, s-a stabilit că bărbatul care a incendiat mașina este tatăl a două fetițe minore, care ar fi recurs acest gest din răzbunare ca urmare a unor acte de viol și agresiune sexuală din partea femeii respectivă asupra fiicelor sale. Din verificările ulterioare s-a conturat că aceste acte de agresiune sexuală asupra minorelor au existat, fiind identificată chiar și o a treia victimă, existând suspiciunea rezonabilă cu privire la agresiuni sexuale repetate. Și mai este încă o știre aici, un profesor de biologie din Costâna a fost arestat preventiv pentru că ar fi făcut avansuri sexuale unei eleve de 14 ani chiar pe aceeași pagină. Iar de pe sevenews.ro aflăm că duminică 16 ianuarie a fost ultima zi în care a mai funcționat iluminatul ornamental în
În această iarnă, în municipiul Suceava, anunțul a fost făcut de primar Ion Lungu. Citez: mulțumim celor care au apreciat public modul cum a arătat orașul în această perioadă. 27 noiembrie, 15 ianuarie. Însă cel mai important lucru este faptul că am adus o oază de bucurie în sufletul sucevenilor în această perioadă încercată datorită pandemiei. Ne dorim ca în iarna viitoare să amenajăm, după un proiect profesionist, zona centrală a orașului și vom cumpăra un alt ornament pentru bradul de Crăciun. Cel existent va fi mutat într-un cartier, a spus Ion Lungu. Da, trebuie să luăm pe rând. Sigur, o recunoaștere pentru sculptorul Ion Andrescu, un sculptor important, un sculptor contemporan important. Acum, sigur, cred că foarte puțin știu că Ion Andrescu este din Mihoveni, Salcea, și sigur că de aici până la frazele alea din explicative pentru titlul acordat, e cale lungă, știi? Categoric, Ion Andrescu este un sculptor important, el are acea serie senzațională, Omul, Timpul și Spațiu, una dintre operele sale din seria asta este chiar expusă în fața Muzeului de Științe ale Naturii, vis-a-vis de Palatul Administrativ la de Ars. Așa, deci într-un fel o recunoaștere bine meritată pentru sculptorul Ion Andrescu, fiul al Mihoveniului, care însă, cum să spun, nu asta e lipsa dumnealui, pentru că el are o recunoaștere de acolo unde trebuie, în mediul artistic. Dar știrea aia din Crainou, în care ne arată că două cadre didactice, o educatoare și un profesor, chiar de biologie, mi se pare, au făcut năzbâtile astea, chiar te strânge în spate, adică este cu totul și cu totul anormal și nefiresc. Acum, sigur, există prezumția de nevinovăție, numai că s-a ajuns în administrarea probelor până acolo încât judecătorul de drepturi și libertăți a apreciat că se cuvine ca persoanele să fie arestate pe o perioadă de 29-30 de zile, cât le-a dat. Bun, e cu totul incalificabil. Bine, cazul educatoarei este un caz de la, cum se spune, ca în filmele cu proști, că el a ajuns la lumină în clipa în care publică și în atenția autorităților, în clipa în care tatăl fetițelor e încedea mașina, știi, și ăla nu-i tocmai acasă, adică e perfect de înțeles că s-a întâmplat o tragedie, o dramă cu acele fete pe care sigur că omul respectiv le iubea, dar de aici până la să te duci să îți faci singur dreptate și cum, incendiind, distrugând, asta e o chestie care se lasă de obicei cu pușcărie, distrugerea, știi? E așa. Și omul de altfel fusese și reținut atunci, la momentul în care doamna educatoare a depus reclamația. Bun, în cazul celălalt cu profesorul de biologie care nu și-a putut înfrâna hormonii, e la fel de grav, pentru că nu-ți pui mintea cu un minor, cu o fată de 14 ani. Acolo am înțeles că există chiar o înregistrare pe telefon în care domn profesor de biologie îi făcea avansuri și fetei de 14 ani, cât este în clasa 7-a, 8-a, îți dai seama ce anomalie. Bun, acum sigur, organele abilitate vor instrumenta cazul, se va ajunge în instanță și în același timp sigur că se va declanșa și câte o anchetă la nivelul, de către inspectoratul școlar județean, la nivelul celor două unități de învățământ. Dar oricum, s-au și legat amândouă odată, știi, și îți vine asta parcă anume ca să compromit acțiunea anunțată de miercuri de sindicaliști în învățământ cu grevă în legătură cu creșterea salariilor. Cum și tragedia de la București cu polițistul ăla inconștient care a ucis o fetiță și s-a comportat după aceea cum s-a comportat. A aprins girofarul după ce a făcut accidentul. A verificat dacă respectiva victimă săraca, fetiță de 11 ani, este încă în viață cu
cu piciorul, dai seama, deci nu te strânge în spate. Și asta tocmai înainte ca sindicaliștii din poliție să declanșeze la rândul lor niște proteste legate de pretențiile salariale pe care le au. Îți dai seama că ambele au căzut cu totul și cu totul aiurea și au aruncat un derizoriu de mersul care poate în anumite privințe este justificat din partea sindicaliștilor din cele două domenii care se așteptau la niște creșteri salariale, creșteri care în condițiile de acum sigur nu vor veni. Iluminatul public, da, Suceava, spre deosebire de majoritatea zdrobitoare a municipiilor reședințe de județ, a oferit un adevărat festin, cu ghilimele de rigoare, într-o perioadă lungă, din 27 noiembrie până în 15 ianuarie. În alte părți au făcut, chestiunile astea au fost reduse față de alți ani, plecând de la o chestiune care e inevitabilă, vine o factură de curent. Ai văzut ce factură de curent vin? E, probabil că domnul Lungu o să ne prezinte și după ce a plătit factura de curent aferentă acestei perioade în care a fost o baie de lumini. Bun, acum de fapt a fost iluminat la fel ca în anii trecuți, cu aceleași ornamente, destul de obosite și destul de uzate moral, dacă vrei, știi? Dar s-a spus că va fi un iluminat profesional, da, da. Și o să mute în Burdujen, probabil, aranjamentul ăla care era în piața din fața Casei de Cultură, pe pietonal acolo. Bun, dar mai degrabă nu am face niște lucrări la modul cum arată zona centrală? Pentru că acele pavele arată cum arată. Aia a fost ratată din capul locului când s-a făcut marea investiție cu parcările subterane. Foarte binevenită, dar modul cum s-a modelat tot pietonalul e de-a dreptul sinistru. Sinistru că te duce cu gândul la mormânt, la cimitire, la aștept să fie niște și felinarele alea parcă sunt de pe cavouri, știi? Deci asta atâta a existat în viziunea primăriei, atâta s-a făcut. Trist. Adică zona, practic, orașul nu mai are niciun fel de zonă centrală. Se mai duc copiii, se dau cu trotinetele sau cu bicicletele sau cu ce se dau ei. Dar în rest nu pot să spui că e într-o zonă un pietonal în care nu am. Cu atât mai mult cu cât nici oferta în zonă. Au dispărut magazine, au dispărut. Deci practic e sinistru, te strânge în spate când parcurge zona centrală, fala municipalității. Trecem mai departe la situația pandemică, bilanțul oferit de Prefectura Județului Suceava, dar și de Comitetul de Comunicare, de Grupul de Comunicare Strategică. Deci, prima dată, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a Județului Suceava s-a întrunit vineri în ședința extraordinară și a adoptat hotărârea numărul 3, prin care s-au impus restricții în 19 localități din Județul Suceava, alte 19 localități. În municipiul Rădăuț, rata de infectare a depășit 12 cazuri la 1000 de locuitori, în Suceava se apropie de 7,5, cea mai mare rată de infectare era în Ipotești cu 16,6 cazuri la 1000 cu 171 de cazuri raportate. De sâmbătă până duminică, la nivelul județului Suceava au apărut 377 de noi cazuri de infecție cu SARS-CoV-2. În țară, în același interval, au fost confirmate 7595 de cazuri. Tot la nivel național au fost înregistrate 28 de decese și 474 de bolnavi erau internați la ATI. Aproape 5400 de cazuri de COVID se înregistrează la nivelul județului Suceava. 278 de pacienți cu COVID se aflau ieri în spitalele județului, dintre care 26 erau copii. Da. Pe locul 2 în țară suntem ca și incidență la 1000 de locuitori în 2 săptămâni, după Cluj. La noi, cu acest, la nivelul județului, media e de 5,55. Municipiul Suceava 7,5, Gădăuțul 12 și acele comune care de altfel au dat semnalul valului 5 în județul Suceava, cu Ipotești, cu așa mai departe, cu rate astronomice, spre 20 la 1000
infectați în ultimele două săptămâni. Lucrul bun, dacă poate fi numit bun, este acela că nu numai la nivelul țării, dar și în județul Suceava, numărul persoanelor internate la ATI nu este foarte ridicat încă. Adică la rate la incidență de infectare de genul celor care se manifestă acum, înainte aveam mai mulți la ATI, deci ne duceam pe undeva, din ce m-am uitat eu pe statistici, pe la un 800 de cazuri la ATI, spre 900. Și acum sunt mai puțin, ceea ce confirmă două lucruri care fusese anticipate, anume că pe de o parte Omicronul este se răspândește foarte repede, dar pe de altă parte produce forme mai puțin grave și automat mai puțin la ATI și automat mai puține decese. Dar valul 5 este abia la debut, deci nu putem să știm exact ce se va întâmpla. Asta în condițiile în care școlile sunt cu prezență fizică, chiar poate o să discutăm mai încolo, că s-au schimbat iarăși regulile după care funcționează învățământul, cel puțin învățământul preuniversitar. Și vezi că numărul de copii este destul de mare, care au ajuns la spital, prin urmare, există posibilitatea ca în etapa următoare să avem o avalanșă de noi și noi cazuri. Deci mai bine de jumătate din unitățile teritoriale administrative din județ sunt deja în scenariul roșu. Nu prea se vede chestia asta pe stradă. Vezi că o lumea umblă destul de neglijent. Unii fără mască, alții cu măști de la folosite de la începutul pandemiei, alții cu masca sub bărbie și nu numai pe stradă, dar și chiar și în magazine. Deci, într-un fel, nu sunt semne că s-a conștientizat această realitate a valului 5 al pandemiei și la noi. Continuăm cu revista Prezenii Monitorul de Suceava, pagina 3, expoziție de grafică și pictură dedicată poetului Mihai Eminescu, realizată de elevii Colegiului Alexandru Cel Bun din Gura Humorului. Elevii au fost îndrumați de profesorul Rusu Florin, care vă invită în perioada 14-21 ianuarie la Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, unde va fi găzduită expoziția de grafică și pictură realizată cu prilejul Zilei Culturii Naționale. În cadrul expoziției, elevii prezintă lucrări de grafică și pictură inspirate de creația marelui poet național Mihai Eminescu. Activitatea este prevăzută și în calendarul proiectului educațional Provoc Art, în desfășurat la nivelul colegiului din Gura Humorului, sub coordonarea profesorului Gotcu Ortenția Apetri Adriana, Rusu Florin, Solonaru Elena. Bineînțeles, sunt și declarații ale acestora, s-a vorbit un pic și despre acest poet. Bineînțeles, activitatea încă este în desfășurare acolo. Ce pot să spun? Sunt binevenite astfel de activități. Până la urmă, și tinerele talente trebuie să aibă un loc unde să se poată manifesta și o astfel de expoziție de grafică și pictură a elevilor din, în cazul ăsta, de la Gura Humorului este binevenită. Și mergem un pic și la autostrada A7, de la Pașcani la Siret, care mergem pe autostradă. A început cu întârzieri mari la lucrările de foraj pentru stabilirea calității terenului. Adică nici măcar n-am apucat să ne lucrăm, să vedem tare mult ce se întâmplă acolo, că lucrările de foraj au întârzieri. CNAIR a aplicat deja penalități de întârziere firmei care realizează aceste foraje, compania informând că pentru solul Suceava-Siret nu există niciun utilaj care să realizeze aceste lucrări. Compania Națională de Administrație a Infrastructurii Rutiere a aplicat deja penalități în întârziere firmei care realizează forajele pentru stabilirea calității terenului de pe traseul viitoare autostrăzi A7. Pe tronsonul Pașcan, Suceava-Siret, anunțul a fost făcut de conducerea CNAR după o întâlnire în cadrul căreia a fost analizat stadiul proiectelor de infrastructură rutieră din regiunea Moldovei. La ședință a participat directorul CNAR, Cristian Apostol, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutu, și ați reprezentat
reprezentanți ai autorităților locale, societății civile și a firmelor care au contracte pentru realizarea proiectelor din această zonă a țării. După ședință, conducerea CNR a transmis că toți cei prezenți au ridicat problema întârzierilor mari existente pe anumite obiective și au reclamat faptul că firma care realizează lucrările de forare și pe tronsonul autostrăzii A7 tergiversează nejustificat termenele contractuale. În aceste condiții, directorul general CNR a solicitat imperativ reprezentantului să ia toate măsurile necesare pentru recuperarea întârzierilor înregistrate. Bun, acum tragedia nu e foarte mare, că tronsonul ăsta din așa zisul A7, care baie autostradă, baie drum rapid, baie traci-laci, nu prea are foarte clară finanțarea. Deci, pe ceea ce se știe și se spera să face până în 2026, sunt luate în considerare tronsoanele, primele tronsoane de la Ploiești la Brașov, de la Brașov la Focșani sau acolo și până la mai încoace, până la Pașcani. Deci Pașcani, Suceava, Siret are încă de fapt neclară finanțarea pentru efectuarea lucrărilor. Acum noi ne-am obișnuit pe zona asta cu lucrări de foraj făcute din birou sau din satelit, că dacă ne aducem aminte ce s-a întâmplat cu ruta ocolitoare, așa zisă șosea de centură, aia mititică pe două benzi, de la intrarea în Suceava dinspre Fălticeni până la Pătrăuți încolo, acolo s-au făcut studiile, s-au făcut fugările, dar ulterior a trebuit să fie o reproiectare pentru că le-au fost făcute cum au fost făcute și aici, în zona de intrare dinspre Fălticeni, pământul fugea cu tot cu așa zisul drum la momentul respectiv. Deci, cam asta este chestiunea. Sigur că factorii de decizie s-au adunat și s-au arătat cu fermitate nemulțumirea, dar până o să ajungă să fie finanțată asta, parcă văd că se schimbă și relieful, știi? Bun, dar, de fapt, situația de acest gen nu arată o problemă foarte gravă care se întâlnește în acest domeniu, faptul că oamenii nu sunt plătiți bine, faptul că oamenii nu sunt vaccinați și, iată, anumite firme nu pot să-și desfășoare cum trebuie activitatea pentru că majoritatea angajaților intră în carantină acasă? Sunt vari motive pentru care lucrurile nu merg în domeniul ăsta. Există un număr relativ redus de firme care pot să facă astfel de activități, care se haloșesc și merg la licitații și după aia nu pot să le duc. Există un număr mare de specialiști, că totuși aici nu faci lucrurile astea cu numai cu muncitori necalificați, că nici aia nu e aici. Care sunt plecați pe afară pentru că pe Geo, Topo, pe astea sunt specialiștii, sunt căutați și găsesc de lucru foarte bine afară. Deci asta este o primă tragedie. La fel pe proiectări, pe partea de proiectare este o lipsă de oameni care din vari motive sunt afară. Și ajungem la tragedia cea mare când mergem spre execuție, știi? Când mergi spre execuție, acolo vezi că de fapt, nu prea sunt utilaje, nu prea sunt muncitori, nu prea este pricepere și așa mai departe. Ne-am aflat, trăim acum această tragedie a celor 4 milioane de oameni plecați afară din România în ăștia 30 de ani și n-au plecat chiar cei care s-au dus să facă nu știu ce, au plecat cei care vor să muncească, mai bine sau mai rău, cât se pricep ei. Asta e situația. Oricum nu trebuie să o luăm în tragic, pentru că până să se ajungă la concretizarea realizării tronsonului Pașcani-Siret, în ciuda celor afirmate de nu știu câți ani de domnul Flutur, va mai trece multă apă pe Suceava și, cum spuneam, s-ar putea ca studiile astea să trebuiască să fie refăcute, știi? Da. Dacă s-ar face, de exemplu, modificare la nivelul învățământului superior, adică cei care au făcut la buget să presteze anumită perioadă de timp în România, asta e o chestie foarte complicată și s-a pus problema mai de mult, îndeoseb s-a pus problema pe domeniile deficitare. Țin minte cu medicii, da? Că a fost o perioadă în care mai bine de jumătate din absolvenții de medicină plecau înspre Occident. S-a mai limitat lucrul ăsta pentru că de bine de rău salariile în domeniul sanitar au fost
crescute simțitori și încep să fie atractive astfel încât să nu mai plece atâția. Și n-au mai plecat atâția. Ba chiar unii s-au întors. Avem această problemă. Bun, învățământul în România este în mare măsură gratuit. Pe ăștia ai putea, pe cei care sunt finanțați de la buget, ai putea să îi condiționezi ca un număr de ani, printr-un contract, un număr de ani să trebuiască să rămână în țară. E destul de mult de discutat aici, că aia care și-au plătit, care au mers pe taxe private, aia normal că se duc unde vor, că și-au plătit ei. Situația nu prea se întâlnește, că în general învățământul superior este cu plată și destul de scump. Sunt unii care pentru care familiile lor iau credite ca să-i țină în universități. Dar e alt sistem și cred că nu suntem pregătiți acum de discuția asta, dacă nu s-a luat măsura în domeniul învățământului universitar de medicină, unde și statul bugetează sume mult mai mari ca în alte părți, dar este un învățământ scump. Da. Aștept regia să spună dacă luăm o scurtă pauză de publicitate, dacă nu continuăm cu revista presei și este vorba despre acea discuție menționată de dumneavoastră în legătură cu semestrul al doilea care începe astăzi pentru toți elevii și preșcolarii care se va desfășura în bănci. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu împreună cu Ministrul Sănătății Alexandru Rafila au semnat un nou ordin comun care prevede anumite modificări. Care sunt acestea? Le discutăm în partea a doua a dimineților cu Plus. Revenim imediat.